Bună ziua, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi voi discuta despre rezumat carte scrisă de Augusto Curi și e apărută la editura For You, Fascinația construcției AI-ului, cum să dezvoltăm o minte sănătoasă într-o societate stresantă. Așa arată cartea pe față, laterală, verso. Trăim într-o societate ansioasă și stresantă, suntem mereu preocupați de treburi și angajamente, de rezolvarea mii de probleme, de a fi tot mai bun în ceea ce facem. O astfel de rutină sfârșește prin a ne obliga să ne lăsăm deoparte propriul eu, iar această teribilă lipsă de atenție ne face să ne cauzăm singur răul cel mai dizolvant. Dr. Augusto Curi, bazându-se pe experiența sa de peste 3 decenii ca psihiatru și psihoterapeut, trage un semnal de alarmă privința derapajelor prin care trecem cu toții în epoca frenetică de acum. El ne reprezintă mecanismele misterioase ale memoriei ca să ne descoperim sursele stresului, tristeții și depresiei, să ne recăpătăm controlul asupra sinelui. Aflăm din fascinația construcției AI-ului cum ne construim gândurile, cum ne influențează emoțiile, raționalitatea și cum ajungem la echilibru și fericire. De la același autor, care a apărut la aceeași editură, adică editura For You, mai găsim Copii străluciți, elevi fascinanți, manualul adolescentului stresant, dar foarte inteligenți, minți sclipitoare, minți antrenate și părinți străluciți, profesori fascinanți. Așa arată cartea pe față, laterală, verso. Bun. Din cuprinsul cărții. Găsiți așa, introducere, capitolul 1. Eu ar trebui să rămân uimit în fața minții umane. Capitolul 2. Tehnici necorespunzătoare ale eului ca administrator psihic. Capitolul 3. Definirea eului și a funcțiilor sale vitale. Capitolul 4. Memoria genetică centrală și periferică. Capitolul 5. Categorii de raționament. Capitolul 6. Tipuri de gânduri. Capitolul 7. Natura virtuală a gândurilor. Capitolul 8. Conștiința de sine. Capitolul 9. Percutorul memoriei, o petrecere la care unul a fost invitat. Capitolul 10. Eul constructor. Bun. La concluzie, întregul conținut acestei căzări este doar o parte din cunoașterea produsă de autorul Augusto Curi referitor la inteligența multifocală. Autorul are încă peste 2000 de pagini nepublicate. În cartea Fascinația construcției eului au fost studiate câteva mecanisme importante de formare a eului și câteva dintre capacitățile care trebuie dobândite pentru a fi sănătoși din punct de vedere psihic și social într-o societate caracterizată într-un alt grad de anxietate. În cartea Eu stresant, mecanismele de înviere a stresului, care urmează să fie publicată, se va completa viziunea teoriei inteligenței multifocale asupra mecanismelor de bază ale construcției eului și asupra diferite tipuri de eu bolnav. Eu timid, eu ansios, hiperocupat, cu o gândire hiperactivă, hipersensibilă, închistat, radical, nesigur, impulsiv, nevrotic, după putere. Se va vorbi și despre instrumentele pe care eu trebuie să le utilizeze pentru a învinge stresul. Bun. Avem posibilitatea să rămânem la suprafață sau să pătrundem în straturile cele mai adânci din ale minții noastre. Le ofer această carte tuturor acelor care își asumă riscul de a părăsi suprafața și caută să cunoască mecanisme de formare a eului sănătos și inteligent. Fără a cunoaște și a dezvolta asemenea mecanisme, avem mari șanse să rămânem imaturi. Chiar dacă avem o cultură impecabilă, vom rămâne săraci. Chiar dacă dispunem de mai mari surse de bani, vom rămâne fragili, chiar dacă suntem investiți cu putere. Introducerea cărții. Ai avea curaj să te urci într-un avion să faci o călătorie lungă știind că pilotul nu are experiență, că are puține ore de zbor, ai fi relaxat dacă ai ști că el nu cunoaște instrumente de navigare, ai dormi dacă el n-ar avea priceperea de a evita rutele cu turbulențe, cu aglomerări de nori și cu descărcări electrice. Am adresat aceste întrebări simple într-o conferință intitulată Educația secolului 20, pe care am susținut-o în fața vreo 300 de rectori, prorectori și decani de facultăți din Brazilia, reprezentând un univers de peste 100.000 de studenți. Evident că toți au răspuns că nu s-ar simți deloc confortabil. Mulți nici măcar n-ar îndrăzni să pună piciorul într-o astfel de aeronavă. I-am descumpănit, însă când le-am spus că ne îmbarcăm zilnic în cea mai complexă dintre aeronave, comandată de un pilot adeseori nepregătit, prost echipat și prost educat și prin urmare susceptibil să provoace nenumărate accidente. Această aeronavă, în mintea umană, are pilotul este însuși eul. Dacă te-ai urcat într-un avion de ultimă generație, ai rămâne uimit în fața mulțimii de instrumente necesare navigării. De la ce bun atâtea instrumente dacă pilotul nu știe să le folosească? La ce servește lui să abată mijloace de dirijare a psihismului sau intelectului uman dacă în timpul procesului de formare a personalității nu dobândește cunoștințe de bază referitoare la aceste instrumente și nici nu dezvoltă niște capacități mine de a opera cu el? Bun, restul vă las pe voi să găsiți citind această carte minunată. Așa arată cartea pe față,
laterală și verso. Bun. Eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. V-am salutat!